Stimați prieteni, dragi cetățeni, locuitori ai Republicii Moldova care dețin și cetățenie română, bună ziua! Vă adresez un îndemn. Vin cu un apel către dumneavoastră. Acum suntem pe ultima sută de metri în procesul de colectare a semnăturilor de la cetățenii din diasporă pentru Partidul Alianța Renașterea Națională, cu scopul de a participa la alegerile parlamentare care vor avea loc la 6 decembrie anul curent. Mulți dintre dumneavoastră nu cunosc un detaliu foarte important. Anume, în România nu este interzis, așa cum este în Republica Moldova, ca una și aceeași persoană să semneze pentru mai mulți candidați concomitent. Una și aceeași persoană poate semna pentru mai multe persoane, pentru mai mulți candidați, pentru mai multe partide, ca aceștia să fie înaintați la alegerile parlamentare din 6 decembrie anul curent. Vreau să vă informez că mâine, la orele 10, data de 6 octombrie, se încheie perioada de strângere a semnăturilor din diaspore. Dar va continua strângerea semnăturilor de la persoanele care nu sunt plecați sau au viză de reședință în România. Vă îndemn pe toți să alocați doar 2-3 minute, pentru ca să accesați linkul internet care este sub acest videospot și să completați, să îndepliniți acele cerințe care sunt acolo. Este foarte simplu de completat: familia, numele, adresa și acelelalte date care sunt cerute de către acest link. Vă rog frumos ca până mâine să ne ajutați prin accesarea și semnarea în folosul candidaților Alianța Renașterea Națională din România. Avem nevoie în total de 4.000 de semnături până la data de mâine din diasporă, iar ulterior, până la data de 19 octombrie, deci va continua perioada de colectare, strângerea semnăturilor de la toate celelalte persoane care sunt acum în România. Dar pot semna și cei care au viză de reședință în România. Vă amintesc, dragii mei, că ARENE este prima mișcare politică creștină din România. Scopul acesteia este de a promova valorile creștine, de a promova valorile moral-spirituale, familia creștină, identitatea națională a poporului român în Parlamentul României. Vă amintesc, vă spun că acum nu există nicio mișcare, niciun partid politic în România care promovează valorile pro-viață, pro-familie, pro-valori creștine, pro-valori morale. Deci ARENE, vă spun și vă asigur, este primul partid politic creștin care va fi începutul schimbărilor pozitive în România, va pune începutul consolidării demnității naționale în România și, desigur, va deveni sfârșitul sau va pune sfârșitul degradării societății care a luat proporții considerabile acum. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, familiile voastre, copiii voștri și vă îndemnăm încă o dată ca să semnați accesând link-ul care este sub acest video. Mulțumesc tuturor și o zi bună în continuare!